Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Astăzi vrem să dăm curs unei idei primite pe www.viatansuceava.ro, mai precis despre naționalitățile care le putem găsi în Suceava. Să aflăm dacă sucevenii știu ce alte naționalități conlocuiesc alături, dacă știu eu, au văzut diverse obiceiuri, puțin mai altfel decât cele din zona noastră, și de când bănuiesc că avem alte naționalități alături de noi în Suceava? Sunt și polonși, ucrainieni mai sunt, fel din nații. Din câte am auzit, polonezi, maghiari, ucraineni. Maghiari, ruși, ucrainieni. Saș. Da, polonieri sunt aici la Litieni. Păi ce să fie, ruși, unguri, nemți, eu știu ce mai este, nu știu. Toate naționalitățile, romi, armeni, polonieri, etc. Ucraineni știu, alții nu. Cam din mulți ani, nu știu sigur, cam ani când, da, de când știu eu așa tot, am auzit despre ei. Mai ales polonii, ucrainienii. Ei, sunt de sute de ani, nu sunt de acum, de recent, de sute de ani. De primul război mondial, probabil, înaintea primului război mondial. Ați venit după război mondial, cred eu, rămas. Al doilea război mondial. Ăștia ați venit de când? De când? La război încoace. Am impresia că de mult timp. Cam așa, pe timpul lui Ștefan. Nu știu, s-ar putea oricum înainte de 1900. Știu, știu, nu. Ăștia sunt cei mai frecvenți aici, zona asta noastră. Cum e de unde sunt eu, din Moaraz, la noi sunt mulți poloni în sat acolo. Na, aici, în partea asta, în Suceava, în coace, sunt de ăștia la alți, ucraineni. Cunoștințe? Da, mai cunosc maghiari, medici maghiari, mai sunt... polonezi, stabiliți sunt niște sate aici, polonezi, în preajma Sucevei. Da, în sat la noi, de aici de unde eu nu prea sunt, dar în sate din vecinate sunt. Sunt și la noi, dar mai puțin, nu, că aceștia erau o familie de unguri, este un polonez la noi în satul. Nu. 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 Nu prea, nu știu. Nu știu obiceiurile. Astea noastre le știu, dar alor nu. Am mai văzut pe Bucovina TV, pe televiziune, obiceiurile polonezilor și ale ucrainienilor, care diferă de cele românești și moldovenești. Nu prea, că ei acum s-au acomodat cu obiceiurile la noi. Dacă nu a fost o comunitate mai importantă, a fost puțin, nu s-au pierdut obiceiurile lor. S-au adaptat la noastre obiceiuri. Asta nu cunosc, nu știu. Cam aceleași obiceiuri și de anul nou și Paști, cam aceleași obiceiuri ca așa noastră. Și portul, și portul, deși mai multe domene, nu pot să le spun. Nu știu, mare diferență nu prea. Nu-i mare diferență față de noi și ei, așa. Fiecare, na, bune să... Na, oameni fiecare. Diferența față de români? Nu există mare diferență. Sunt oameni serioși, nu fac probleme sociale. Cumva sunt mai retrași ca noi, dacă nu e o comunitate mare, ca să aibă... Și sunt mai la locul lor, așa, sunt mai civilizați, mai ca noi, nu sunt... N-am auzit să facă ceva în afara legii dintre aceștia care sunt comunitatele astea. Sunt mai ordonați sau altfel. O, e diferență. Ce diferență poate să fie? Tot oamenii sunt toți. Probabil portul cam aici ar fi diferența. Altceva nu prea văd. Nu, același comportament.
Această idee de emisiune am primit-o pe www.viatansuceava.ro și am vrut să aflăm ce știe suceveanul despre acest lucru. Despre obiceiuri se pare că nu știe foarte multe, însă cunoaște diverse persoane care provin din alte zone. Și se pare că aici, în zona Sucevei, sunt destui pe lângă noi românii. Și e foarte bine, în felul ăsta învățăm mai multe unii de la alții. Pregătiți-vă de emisiunea următoare, vom ajunge în zona Burdujeni, pentru că am primit la fel un mesaj, o idee de emisiune pe site-ul nostru legată de gropi, legată de drumuri, legată de lucrările care se fac în zona respectivă și se pare că situația nu e tocmai roz. Vom ajunge acolo și vom vedea. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Și mi s-a făcut frică. În jurul meu, lucrurile explodau. Se lăsau un fum negru. Nu mai puteam să respir. Și pe urmă, imediat a apărut el. Pentru a scăpa de coșmarul instalațiilor electrice cu probleme din casa ta, sună la 0766-303-603. Cheamă un profesionist de la Simpli Electric. Sisteme anti-efracție, instalații electrice și sisteme anti-incendiu. Accesează simplielectric.ro. În momente de criză, imaginea firmei tale este importantă. Vino la Tipoli Dana și comandă cărți de vizită, fluturași, pliante, afișe, cărți, broșuri, reviste și cataloage. Poți avea orice material promoțional tipărit dacă suni la 0230-517-518 sau trimiți un mail la office@tipolidana.ro. Tipografia Lidana, universul calității tipografice.